Acest program informativ este destinat și persoanelor cu deficiențe auditive sau de vedere. Un eveniment de promovare a vinurilor din Republica Moldova se va desfășura la Dublin. Astfel, 21 de companii din industria vitivinicolă a Republicii Moldova vor fi prezente pentru a oferi importatorilor, distribuitorilor și reprezentanților din industria Horeca ocazia de a descoperi și de a se bucura de diversitatea și calitatea vinurilor din Moldova. Evenimentul va fi structurat în două părți. În prima parte, participanții vor avea ocazia să interacționeze direct cu reprezentanții companiilor vitivinicole din țara noastră și să descopere noutățile și caracteristicile fiecărui produs prezentat. Vor fi organizate o prezentare și un masterclass pentru a evidenția specificul și calitatea vinurilor din Moldova. Partea a doua a evenimentului va fi marcată de o recepție la care vor participa oficiali irlandezi, reprezentanți ai corpului diplomatic de la Dublin și membri ai comunității moldovenești din Irlanda. Evenimentul va fi organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului și Ambasada Republicii Moldova la Dublin. Inițiativa reprezintă o premieră în Irlanda și evidențiază angajamentul ferm al Republicii Moldova de a-și extinde prezența pe piața internațională a vinurilor. Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor au participat la un protest la Bruxelles alături de producători agricoli din Polonia, România, Slovacia și Ungaria. Agricultorii sunt nemulțumiți de situația creată cu prăbușirea prețurilor la materia primă în urma presiunii producției ieftine din Ucraina și au atras un puternic semnal de alarmă în fața oficialilor de la Comisia Europeană și celor din Comisia pentru Agricultură a Parlamentului European. Exponenții fermierilor din Moldova au accentuat în special atenția oficialilor din UE pe faptul că agricultorii din țara noastră nu dispun de subvenții europene și în acest context impactul diminuării vertiginoase a prețurilor la cereale și oleaginoase este mult mai dureros pentru ramura care a fost afectată anul trecut și de seceta și de scumpiri exorbitante necompensate la resurse necesare procedurii agricole. Totodată, reprezentanții Forței Fermierilor au remarcat că guvernul Moldovei, spre deosebire de Comisia Europeană, nu a restricționat importurile unor produse agricole din Ucraina și riscul invaziei materiei prime agricole din țara vecină rămâne unul sporit. Agricultorii din Moldova au solicitat sprijinul Uniunii Europene prin alocarea unor fonduri speciale din care pot fi acordate compensațiile producătorilor agricoli moldoveni, măcar pentru suprafețele de prima grupă. Altfel, falimentul pentru majoritatea producătorilor micro, mici și mijlocii este eminent, ceea ce ar influența extrem de negativ dezvoltarea socioeconomică a zonelor rurale și ar accelera exodul. Numărul de focare de pestă porcină africană a înregistrat o diminuare considerabilă în Uniunea Europeană în 2022, a anunțat Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, care a făcut totuși un apel pentru vigilență, informează Agerpres. Anul trecut, 374 de focare au fost descoperite în fermele de porci din UE, în scădere cu 79% comparativ cu 2021. Scăderea a fost una deosebit de importantă în România, Polonia și Bulgaria, subliniază Autoritatea într-un raport. În pofida acestui recul, România este țara cea mai afectată de pesta porcină cu 327 de focare, adică 87% din numărul total din UE. În ceea ce privește populația de mistreți, numărul de cazuri de pestă porcină raportate în UE a scăzut cu 40% în 2022 comparativ cu 2021. În total, pesta porcină africană a fost identificată în fermele de porci din 8 țări UE: Germania, Bulgaria, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia. De asemenea, situația epidemiologică s-a deteriorat în 2022 în țările vecine ale UE: Macedonia de Nord, Republica Moldova, Ucraina și Serbia, cea mai afectată țară non-UE, cu 107 din cele 159 focare înregistrate în țările vecine UE. Pesta porcină africană nu afectează oamenii, dar este mortală pentru porci.
Autoritățile ar trebui să se gândească la vaccinarea efectivelor de păsări împotriva gripei aviare pentru a evita situația în care acest virus, care a ucis deja sute de milioane de păsări și a infectat și mamifere la nivel mondial, să se transforme într-o nouă pandemie, a transmis Organizația Mondială pentru Sănătatea Animală, scrie Mediafax.ro. Având în vedere severitatea actuale epidemii de gripă aviară, pagubele economice și personale provocate, guvernele au început să ia în considerare vaccinarea efectivelor de păsări. Cele 27 de state membre UE au convenit anul trecut să implementeze o strategie de vaccinare împotriva gripei aviare. Franța ar urma să fie primul stat care implementează o astfel de strategie începând din toamnă cu efectivele de rațe. Vaccinarea ar trebui să se concentreze pe păsările crescute în libertate, în special rațe, deoarece virusul gripei aviare este transmis de păsări migrătoare care sunt deja infectate. Vaccinarea puilor de carne crescuți în ferme, care reprezintă aproximativ 60% din producția globală de carne de pasăre, are mai puțin sens. În mod normal, gripa aviară începe să se manifeste toamna, virusul fiind transportat de păsările sălbatice migrătoare care vin din Asia în Europa. Țările care descoperă boli animale periculoase, precum pesta porcină africană sau gripa aviară, în alt patogenă, trebuie să avertizeze imediat Organizația Mondială pentru Sănătatea Animală și să trimită regulat rapoarte de evoluție. Mâine vom avea parte de vreme instabilă, în principal din cauza precipitațiilor de scurtă durată, informează Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Cerul va fi norat, ceea ce înseamnă că pe arii restrânse vor cădea precipitații. Vântul va bate slab și moderat. Cu toate acestea, valorile termice nu vor scădea foarte mult. Astfel, potrivit meteorologilor, mâine maxima resimțită la nord va ajunge până la 24 de grade. În centrul Moldovei și în capitală, temperatura aerului va atinge 25 de grade, iar în partea de sud a țării se va situa în jurul valorii de 26 de grade. Noaptea minimele vor oscila între 12 și 14 grade. În zilele următoare, meteorologii prognozează vreme instabilă atmosferic cu cer norat și pe alocuri cu precipitații. Vântul va bate moderat, izolat cu intensificări. Mâine prețul de comercializare al benzinei va crește nesemnificativ, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în timp ce motorina se ieftinește puțin. Mai exact, pe 24 mai, conducătorii auto vor scoate din buzunar pentru un litru de benzină cu cifra octanică A95, 23 de lei și 18 bani, cu 3 bani mai mult decât au plătit marți. La rândul său, mâine, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 19 lei și 9 bani per litru, cu un ban mai puțin față de costul din ultimele 24 de ore. Astfel, în raport cu septembrie 2021, prețul maxim de comercializare al combustibililor de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne mai mare, cu 3 lei și 16 bani per litru în cazul benzinei și cu 3 lei și 15 bani per litru în cazul motorinei standard. Moldova este lideră la nivel mondial în producția de miere. Ea produce în medie 237,7 kg pe cap de locuitor. Acest volum este de două ori mai mare decât al următoarelor lideri: Noua Zeelandă, care produce 113 kg pe cap de locuitor. Astfel de date a prezentat expertul economic Veceaslav Ioniță, transmite East Fruit. Chile închide primele trei poziții a celor mai mari producători de miere pe cap de locuitor. Ea produce 92,3 kg. În regiune cel mai apropiat concurent al Moldovei a devenit Polonia, cu o producție medie anuală de 80,2 kg per persoană. Aceasta este de aproape 3 ori mai puțin decât în Republica Moldova. Urmează Serbia, Ungaria și Belarus. Țările vecine, Ucraina și România, au rămas și mai în urmă, cu o producție de 27,3 și 25,2 kg pe cap de locuitor. Aceasta este o cantitate de 8,7 și 9,4 ori mai mică decât în Moldova. Apropo, printre primele 10 țări se află și Turcia, Macedonia, India și Albania. Potrivit lui Ioniță, producția medie anuală a primilor 10 țări este de 80 de kg per cap de locuitor. Yeah.
Republica Moldova are un potențial major de creștere a exporturilor de fructe pe piața statelor Uniunii Europene, se arată într-o analiză German Economic Team. Astfel, pe primul loc se află strugurii, exportul cărora în 2021 a constituit circa 58.000 de tone, în timp ce importurile totale pe piața UE s-au ridicat la 1,44 milioane de tone. Pe locul 2 și 3 urmează cireșele și caisele, a căror cantitate exportată este în creștere, dar care au o cotă nesemnificativă, scrie Agora cu referire la Malt Street. Reorientarea tuturor exporturilor din Moldova ale acestor mărfuri ar însemna doar o mică pondere în exporturile UE, consideră economiștii de la German Economic Team. Pe locurile 4 și 5 se află prunele uscate și prunele în stare proaspătă. Aici, reorientarea completă a tuturor exporturilor din Moldova către Uniunea Europeană ar însemna o pondere considerabilă în importurile UE, 12% și 18% respectiv, și comerțul intra-UE, 32% și 30% respectiv, făcând din Moldova un concurent semnificativ pentru producătorii din UE, constată economiștii germani. În consecință, ei recomandă diversificarea suplimentară a piețelor de export pentru aceste produse agroalimentare. În top 10 produse agroalimentare pe bază de fructe din Moldova cu potențial major de creștere a exporturilor pe piața UE, German Economic Team a mai inclus zmeura și murele în stare proaspătă, dulciurile, jeleurile, marmeladele și pastele de fructe, piersicii, perele și alte fructe comestibile în stare uscată, piersicii proaspeți, inclusiv nectarinele și căpșunele proaspete. Potrivit economiștilor germani, utilizarea deplină a potențialelor de export al Republicii Moldova ar însemna doar o mică parte în importurile și comerțurile UE. Fructele din Moldova au un potențial considerabil de expansiune a exporturilor în Uniunea Europeană, dar este necesară o diversificare suplimentară a piețelor de export pentru unele produse, mai afirmă economiștii de la German Economic Team. Anul trecut, exporturile de mărfuri din Republica Moldova destinate țărilor Uniunii Europene au totalizat 2,54 miliarde de dolari, mai puțin, deținând o pondere de 58,6% în totalul de exporturi. Piața, care ieri era doar o destinație spre care ținteam, astăzi devine accesibilă datorită calității fructelor și perseverenței membrilor noștri. Moldoveanul Ștefan Bitlan a livrat recent în Suedia un camion de 20 de tone de mere Granny Smith procurate de la membrii Moldova Fruct. Parteneriatul comercial cu importatorul suedez a fost stabilit în cadrul expoziției Frescon de la Salonic. Din cerințe mai specifice au fost solicitate lăzi de 13 kg cu alveole și au fost nevoie de certificări Global Gap și GRASP. Merele cu stichere Moldova Taste Makes the Difference vor fi comercializate în rețelele de magazine și la piețele locale din Suedia. Cine este în Suedia poate să se delecteze cu o calitate superioară a merelor produse cu drag și să susțină producătorul autohton de acasă, îi îndeamnă pe conațional exportatorul. Cele mai scumpe fructe din piața centrală din Bălți sunt cireșele. Acestea sunt aduse din Grecia și costă până la 200 de lei, un preț mai mic decât în capitală, unde cireșele de import ajung să coste tocmai până la 450 de lei pentru un kilogram. Bălțenii nu fac cozi la tarabe și spun că vor aștepta cireșele autohtone care ar urma să apară în vânzare la sfârșitul acestei luni, relatează Nord News. Было 4 дня назад 300-400. Покупают те, у кого деньги, кто беременный, кто больной, а больше кто купит. Бабка, которая получает 1000 лей пенсии, нет. Пуфтичоши Алекс să cumpere doar câte un pahar de cireșe. Acesta cântărește aproximativ 200 de grame și costă aproape 50 de lei. Pentru comparație, un kilogram de ceafă de porc costă mai puțin decât un kilogram de cireșe. Mulți oameni recunosc că prețurile mari îi fac să-și pună pofta în cui. Foarte scump, noi nu putem, nu ne permitem. Vrem să mai luăm ceva, nu ne ajunge, nu avem de unde. Gustul e bun, dar nu avem la gust. Foarte mare, nu faci.
carne e așa preț. Carnea, 100, ce e bună, care e astea, 130-120. Ca în Moldova, v-a scoate 50 de bani. 50, până la 50 de lei, dar nu 120. Am vrut scumpă, dacă 120 de unii, eu sunt invalid. Foarte scump. După pensiile noastre, e foarte scump. Din 2000 de lei nu-ți permiți să guști măcar. Sezonul cireșelor ar urma să înceapă în luna iunie. În Republica Moldova sunt peste 5.000 de hectare de livezi cu cireș. Acordul internațional privind exportul de cereale din Ucraina, creat crucial pentru temperarea crizei alimentare din lume, a devenit de fapt o sursă de profit pentru brokerii Națiunilor Unite, corporații, bancheri și oligarhi, potrivit unei analize a Auckland Institute din SUA, scrie Wall Street. În pofida discuțiilor aprinse din cercurile politice din mass media occidentală că inițiativa era esențială pentru a asigura aprovizionarea cu alimente pentru cei aflați în nevoie, în special în Africa, datele publicate de Națiunile Unite oferă o realitate cu totul diferită. În mai 2023, doar 3% din mărfurile alimentare exportate din Ucraina în cadrul inițiativei au ajuns în țări cu venituri mici. Din cele 303 milioane de tone exportate, doar 2%, 625 de mii de tone, au mers către Programul Alimentar Mondial pentru operațiunile de ajutor alimentar de pe tot globul, afirmă experții de la Auckland Institute din SUA. Potrivit studiului, principala destinație pentru exporturile agricole ale Ucrainei este Uniunea Europeană, China fiind a doua, Spania este cel mai mare beneficiar din Europa. În timp ce Ucraina și Comisia Europeană au făcut presiuni pentru ridicarea interdicției, fermierii maghiari și polonezi au respins, punând întrebarea critică. Cine beneficiază de fapt de pe urma acestor exporturi, susțin cei de la Institutul American. În studiul Institutului Auckland se arată că principalii exportatori de mărfuri agroalimentare din Ucraina sunt în mare parte corporații agricole și oligarhi, asociații cu înțelese financiare europene și nord-americane. În plus, raportul a detaliat modul în care acești producători sunt puternic îndatorați față de instituțiile financiare occidentale, în special fiind menționată Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții și Corporația Financiară Internațională, filiala pentru sectorul privat a Băncii Mondiale. Împreună, aceste instituții sunt creditori majori a întreprinderilor agricole ucrainene cu aproape 1,7 miliarde de dolari, împrumutate doar către 6 dintre cele mai mari firme de terenuri din Ucraina în ultimii ani. Alți creditori cheie sunt o combinație de instituții financiare, în principal europene și nord-americane, atât publice cât și private. Potrivit Auckland Institute, reînnoirea inițiativei Mării Negre și menținerea fluxului de exporturi din Ucraina nu are nimic de a face cu sprijinirea fermierilor ucraineni care suferă din cauza războiului și nici cu obiectivul anunțat de a preveni o criză alimentară globală. Ori prețurile alimentelor au crescut vertiginos atunci când stocurile mondiale de cereale erau la nivel istorice ridicate conform Băncii Mondiale. Auckland Institute acuză și reprezentanții Națiunilor Unite care monitorizează respectarea acordului privind exportul de cereale din Ucraina că au devenit un soi de broker pentru companiile din agrobusiness, iar despre ONU susține că s-ar fi asociat cu băncile și instituțiile financiare occidentale pentru a sprijini marele companii, oligarhii și creditorii acestora ca să crească profiturile în ciuda războiului. Cotația grâului la bursa de cereale de la Chicago a scăzut luni pentru a cincea sesiune consecutivă, ajungând la cel mai redus nivel din ultimii peste 2 ani, pe fondul așteptărilor unei recolte globale ridicate și al extinderii acordului privind exporturile de cereale ucrainene pe Marea Neagră, transmit Reuters și Ager Press. Cotația grâului la bursa de cereale de la Chicago a scăzut luni dimineața cu 0,4% la $6,02 per bushel, cel mai redus nivel
nivel din aprilie 2021, în timp ce cotațiile la porumb și boabe de soi au urcat cu 0,3% și respectiv cu 0,2%. Liderii G7 reuniți la Hiroshima, în Japonia, au cerut tuturor participanților ca acordul privind exporturile de cereale ucrainene pe Marea Neagră să continue și să implementeze complet buna desfășurare a operațiunii atât timp cât va fi necesar. Săptămâna trecută, acordul a fost prelungit cu 2 luni, atenuând temerile privind aprovizionarea cu cereale pe plan mondial. Separat, adjunctul ministrului rus al agriculturii, Oksana Lut, anunțase că Rusia intenționează să recolteze în medie aproximativ 130 de milioane de tone de cereale pe an și să exporte până la 55 de milioane de tone. Oficialul a explicat că Moscova a reușit să-și majoreze exporturile de cereale, chiar dacă unele țări au respins cerealele rusești din cauza conflictului cu Ucraina. Pentru că prezentul este ceea ce ne preocupă viața de zi cu zi, interesul nostru cotidian este actualitatea. Actualitatea la raport este emisiunea la care oameni din toate domeniile de activitate, indiferent de viziunile pe care le au, vin să discute subiecte actuale, ceea ce ne preocupă pe noi toți. Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți actualitatea la raport în fiecare zi de luni și joi de la 19:30 la Agro TV și live pe pagina noastră de Facebook Agro TV Moldova.